Doi oameni au murit, 56 au fost răniți, 12 sunt mari arși, au fost deja transferați la spitale din străinătate. Cum a fost posibil ca sub ochii tuturor să funcționeze o bombă uriașă? ISU anunță că a avertizat 7 instituții despre pericolul de la Crevedia. Niciuna, nici măcar una, nu a mișcat un deget. Penibil. Polițiștii din Dâmbovița spun acum că nimeni nu s-a plâns și ei nu ar fi avut de unde să știe. De parcă publicul larg ar ști cum trebuie păstrat și cum se poate transvaza gazul petrolier lichefiat. Avem imagini care îi contrazic însă pe polițiști. De fapt, firma fiului primarului din Caracal nu se ascundea deloc. Deși punctul de lucru fusese desființat, operațiunile au continuat nestingherite, chiar sub nasul poliției al primarului, veți vedea, o nenorocire fără margini, care a trimis un fior în toată țara. Oamenii ne scriu, ne trimit poze, ne relatează nereguli, se tem, vor să știe dacă depozitele sau stațiile GPL din apropierea caselor lor sunt în regulă, dacă ei sunt în siguranță. Despre ce s-a întâmplat la Crevedia și despre care sunt pericolele din restul țării, în această seară, la jurnal, începem. Situație în desfășurare, pentru că în continuare la Crevedia există 3 cisterne cu GPL care sunt răcite de pompieri. E nevoie de această operațiune pentru că temperaturile exterioare sunt foarte mari. Imediat cu Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, va fi invitatul nostru aici în platou, înainte despre viața oamenilor din Crevedia, care nu va mai fi la fel după explozia de sâmbătă seara, de fapt după lanțul de explozii, pentru că au fost mai multe, veți vedea. Oamenii care s-au trezit cu casele distruse sau avariate au tot povești impresionante din seara tragediei. O cisternă a zburat până în curtea unei familii și le-a distrus acestora complet casa. Oamenii povestesc momente cumplite când au fugit ca să-și salveze viețile. Uitați cisternă aici în curte. Asta e cisternă. Aici a fost cățelul. Familia care locuia în această casă din apropierea stației GPL a scăpat ca prin minune după explozie. Oamenii s-au trezit cu cisterna chiar în curtea casei lor. Aceasta este una dintre bucățile dintr-o cisternă care a zburat la câteva sute de metri în urma impactului. Uite ce a fost masa. Aici a fost masa. În casa altei familii, doar pereții au mai rămas în picioare. În momentul impactului, tavanul a căzut la propriu pe jos. Norocul proprietarului a fost că nu era acasă. Eram la buftă eu, cu părinții și cu toată familia, când a bușit astea. Oamenii povestesc cu groază momentele teribile de sâmbătă seară. Am fugit când am văzut ce e acolo, noi am ieșit toată lumea, n-am stat nimeni în casă. Toată familia era pe stradă și cu un copil de 2 săptămâni. Puternic, că a venit flăcările, niște flăcări arzătoare care te ardea și după aia a venit suflul ăla puternic și ne-a luat, ne-a aruncat. Un amestec de teamă, de frică, de toate. Am intrat în panică, am fost foarte lucid, am reușit să-mi salvez mașina. Nu știu cum, instinctul de conservare probabil, am scos mașina și am dus-o către Ploiești. Salvând mașina, a trebuit să salvez soția care era rămasă în casă. În timpul ăsta purjarea a luat foc flacăra, am fost convins că va urma o explozie. N-am reușit să-mi scot soția decât cu ajutorul pompierilor, care le mulțumesc încă o dată. Și vă spuneam, la Crevedia, 3 cisterne răcite în continuare de pompieri, sunt folosiți roboți speciali, în așa fel încât operațiunea să se desfășoare de la distanță. Ce se întâmplă acolo în câteva clipe cu Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, este invitatul nostru în platou. În spate, vă spunem, la toată lumea! Bună seara, Raed Arafat!
Bună seara. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă acum la Crevedia? La Crevedia acum sunt încă cisterne de la care unele au scurgeri foarte mici. Scurgerile mici sunt controlate de pompieri până la, să zicem, epuizarea lor. Este foarte dificil să intervii asupra lor. Este riscant să intervii asupra lor. Și atunci trebuie să se scurgă și să se finalizeze situația. Sunt trei, sunt mai multe, noi le-am văzut dintr-o filmare din dronă. Scurgerea, eu ieri când am fost acolo, am înțeles că principal este una care avea scurgerea mai importantă, dar sunt și altele acolo. Asta explică și de ce au fost pompierii foarte, să zicem, porniți că să controleze situația, pentru că explozia care a fost putea să fie o explozie mult mai mare dacă mai explodau și alte cisterne acolo. Din cauza asta, operațiunea de răcire în timpul incendiului a fost extrem de importantă, mai ales că nu puteai să stingi focul respectiv. Și din ce mi-au explicat colegii și am avut astăzi discuții, dar și la fața locului cu comandantul intervenției, focul respectiv nu se stinge, pentru că în momentul în care l-ai stins, JPL-ul este mai greu și el, deci substanța asta curge și se, cum să spunem, și rămâne o perioadă la sol și orice sursă de foc duce la explozii, cum a fost explozia respectivă. Deci faptul că au lăsat să ardă focul, dar au răcit cisternele din jur, era abordarea care este abordarea normală. Acum, normal, intrând roboții la un anumit moment, asta a redus expunerea pompierilor și o parte din ei au fost retrași din apropierea cisternelor mai departe, altfel poate că am fi avut o problemă mai serioasă la explozia respectivă, dar explozia și mingea asta de foc mare care a fost, a avut un impact la o distanță destul de mare. Eu eram la o distanță și pot să vă spun că am simțit pe spate că mergeam spre partea opusă pentru a discuta cu cineva și la momentul respectiv când s-a auzit ce am simțit, căldură care a venit, era parcă cineva pune pe tine un fier calcat, decălcat sau așa ceva. Deci asta a fost situația. Și atunci este clar că mai mulți au fost afectați, dar foarte important, nu a fost afectat nimeni civil în a doua explozie. Și asta ce înseamnă? Că în zona respectivă civilii n-au mai avut acces, pentru că i-am de la început s-a stabilit un perimetru și noi avem civilii care insistă să treacă, să filmeze, inclusiv jurnaliști, îmi pare rău, adică să o zic, sunt unii care n-au înțeles că n-au de ce să intre în zona respectivă. Și totuși insistau să intre și au fost împiedicați. Eu când am ajuns am insistat la jandarmerie și la poliție că să nu mai fie un picior de civil în zona unde e apropiată de intervenție, deci după zona în care s-a stabilit perimetrul de pompieri. Și cred că asta a dus la faptul că la două explozie să nu avem civili. Deci eu am auzit comentarii că da, numai pompieri au fost afectați, răniți. Da, este foarte rău că au fost afectați pompieri. Dar ce doreați să fie afectați civil în zona respectivă înseamnă că, într-adevăr, atunci perimetrul nu era respectat și civilii erau înăuntru. Vom vorbi despre această a doua explozie, da, pentru că vom revedea imaginile de mai devreme. Sunt cele în care se aude și vocea dumneavoastră, dar înainte, acum, ne spuneți că există trei cisterne din care încă se mai scurge gaz. Da, asta că sunt acolo pompierii ca să le răcească. Și să monitorizeze. Pentru este o scurgere, acolo, spuneți, da, care e monitorizată, controlată și... Da. Toată povestea nu asta se va termina în câtă vreme? Deci estimarea ieri, care am auzit-o de la unul dintre colegii pompieri, este că ar putea să dureze de ieri, era vorba de două zile. Deci să vedem dacă atâta va fi sau dacă va mai dura zile. Mai mult. Se circulă pe acolo? E o zonă închisă? Cât nu, de mare este zona? O zonă, acolo zona respectivă este controlată, nu se circulă lângă ele. Restul locuitorilor din Crevedia să se teamă? Sunt în pericol? La acest moment nu există risc major, deci riscul este minim. Normal că pompierii, dacă simt orice, vor duce la aplicarea unor măsuri de evacuare și de limitare la o distanță mai mare. La acest moment, din ce știu de la colegii pompieri, nu este cazul, adică nu e necesară astfel de măsură.
când s-a întâmplat prima explozie, cea de la care au venit toate celelalte, cea care a produs toată nenorocirea, a fost vorba despre o flacără, se vorbește despre o țigară. Știți că ar fi fost vorba despre o flacără? Deci, din ce am văzut și din ce s-a auzit, este vorba de o sursă de foc care a apărut. Sursa de foc probabil că a fost o țigară. Deci, clar, acolo ceva nu s-a respectat. Ceva a fost, pe lângă că întreaga activitate, că și stație de transvasare de GPL și așa mai departe, nu avea voie să fie acolo. Dar, da, e posibil că cineva acolo a avut o țigară și de acolo să fie pornit totul. Asta urmează să fie probat, dovedit, bineînțeles, sau stabilit de către cei care anchetează pe linia de procuratură. Câte cisterne au luat foc, au explodat până deci la eu, cele trei care au mai rămas acolo? Eu, când am ajuns acolo, era deja o cisternă care era prima explozie. Prima explozie. Prima explozie a afectat o cisternă. Și după care a apărut cea mare, a doua. Deci astea sunt cele două care eu știu de ele că au explodat succesiv, la diferența, bineînțeles, de câteva zeci de minute. Era folosită vreo aparatură, vreo ustensilă care nu era omologată? Nimic din ce se întâmpla acolo, spuneți, deci, nu era în regulă? Pompierii, noi știm că ar fi folosit un furtun prin care pur și simplu... Eu nu pot să spun că n-a fost în regulă, atenție, că totul a fost în regulă. În neregulă, ați spus. În neregulă, deci în neregulă a fost multe în neregulă, inclusiv... Nu știm dacă pompa care au folosit-o era ceva omologată sau asta. Deci, dacă se transvasează, se face prin anumită modalitate. Deci, noi știm că pompierii, când au fost la unul din controale, și asta a fost dat public, informația asta, au găsit o pompă folosită pentru transvasare care nu era omologată. Asta era una din motivele amenzilor și motivele retragerii autorizației. Deci asta scrie în raport și a fost zisă public chiar de către unul dintre colegii de la IGSU. Deci acolo nu se respectau distanțele, era modificat față de autorizare și se folosea o pompă care nu era, cum să spun, conformă omologată. Conformă nu era omologată. Și asta a dus la retragerea autorizației, după care compania a anunțat oficial că și-a asistat activitatea asta după a doua vizită a pompierilor, la diferență de câteva săptămâni. Deci prima vizită la sesizare au mers și au retras, au asistat sau cum să spunem, au anulat autorizația, au aplicat o amendă, după care au fost sesizați din nou, că ăștia încă continuă să lucreze, au mers din nou, au aplicat o amendă de 40.000 de lei și i-au avertizat că trebuie să asisteze. În două zile compania vine și anunță că a asistat activitatea. După primul control, dacă mă duc aminte bine, oricum pompierii au înștiințat instituțiile care legal trebuie să le înștiințeze că ei au retras autorizația. Printre aceste instituții este primăria, deci autoritatea locală, este prefectură, sunt diferite instituții care au diferite roluri în această temă și care toate au fost înștiințate. Colegii de la IGSU au, bineînțeles, copia la adresele care s-au trimis și care arată că au fost înștiințate diferite instituții. Faptul că instituțiile respective au luat la cunoștință, n-au mers să mai verifice, n-au făcut ceva, asta nu mai este tema de care să se ocupe nici DSU-ul, nici noi. Asta deja este altă temă care se ocupă de aceia cei care anchetează. Se produce prima explozie. Am văzut imaginile, sunt greu de privit, nu le putem da la televizor. Este vorba despre oameni civili, pur și simplu, de pe care curge pielea și care sunt răspândiți în jurul acestui depozit, acolo unde s-a produs explozia. Au apărut primele mașini de salvare, nu sunt cele roșii, deci nu sunt cele de la ISU, sunt salvările. Normal, salvări. Pentru că vin cele mai apropiate, acolo era o stație mai apropiată, dacă nu mă înșel, de la Dâmboviță, după care a venit, după planul roșu, toate mașinile și de la Dâmboviță și de la București. Deci nu întotdeauna trebuie să apară o mașină a smurdului, poate să apară și o mașină a serviciului de ambulanță. În această explozie au fost afectați civili, au fost afectați localnici. Da. În urma acestei explozii au murit cei doi soți. Care unul a murit pentru că a făcut infarct. Pe loc, din cauza infarctului. Și doamna... soția, din păcate, pentru că avea peste 90% arsuri și peste 90%, din păcate, prognosticul este... aproape de zero, dacă nu putem să spunem chiar zero, numai un miracol te mai scoate după 90% arsuri, 90% din suprafața corporală. Nici o țară afară, nici
și la noi se știe că nu există șansă. Nici o țară afară nu acceptă transferul unui pacient de 90%. Ei acceptă eventual până la 80%. Și am dus un pacient de 80% care era mai stabil, care putea să suporte transportul, la Milano, dar care este într-o stare foarte critică. Vom mai vorbi despre pacienții care au fost transportați în străinătate. Vin trupele, echipele ISU, vin ambulanțele, vin pompierii, se strânge lumea și se produce a doua explozie, pe care ne-ați și deschis-o mai devreme. Haideți să revedem imaginile de la TVR. Sunt importante pentru că acolo îl veți auzi pe Raed Arafat, cum le spune jurnaliștilor să se îndepărteze. Și este și reacția, prima reacție a celor de la ISU, după ce se produce această explozie. Haideți să vedem. Vă rog mult, în spate! În spate vă spunem, la toată lumea! Ne-ați spus mai devreme, Raed Arafat, era ca și cum ați primit o lovitură în spate, în spinare, o lovitură fierbinte, că așa s-a simțit această explozie. Când v-a fost dumneavoastră, oamenilor dumneavoastră, clar cât de mare e pericolul? Pentru că din imaginile astea pare că v-a luat prin surprindere. Nu, de la început, astfel de zonă se consideră o zonă foarte periculoasă. De la început. Pentru asta, chiar două chestii pot să spun că am făcut când am ajuns acolo. Pentru că deja tactica intervenției totul e stabilit de pompieri. Deja amplasarea pompierilor tot e făcut de primii sosiți de la București, de la Dâmboviță. Era deja în curs intervenția și era în curs de aproape 45 de minute, dacă nu ceva mai mult. Eu am sosit acolo, în primul rând, e o datorie să ajung la astfel de situație când ai și multiple victime și tot ce este în zona unde pot să ajung în timp util. În al doilea lucru, când am ajuns, două aspecte eu am insistat foarte mult pe ele, pentru că pericolul era evident. Una era îndepărtarea, orice este civil înseamnă și poliția și jandarmi și tot, până la limită perimetrului stabilit de pompier. În acest perimetru nu poate să fie decât personalul de intervenție al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și care intervine acolo. Și partea medicală era la limită acolo, adică era chiar se opriseră la limită, să zicem, stabilită la un moment de cei de la intervenție. Eu când am ajuns acolo, cu tot că este stabilit perimetrul de către pompieri și se știa, stați acolo. Deci sunt mulți civili, se străcurau pe dreapta și mergeau, chiar am prins și pe unul care fuma acolo. Dacă e foc, hai să și fumăm și să ne apropiem de locul incendiului. Sunt gură cască sau sunt oameni care vor să meargă la casele lor? E, asta nu înțelege lumea. Au fost și unii că da, e casa mea acolo, dar nu ai ce căuta acolo. Stai în spate. Asta a fost o chestie repetată care am insistat la ea. Am discutat cu jandarmii de la fața locului și am cerut să nu mai pună unul picior înainte dacă nu este îmbrăcat, echipat și dacă este efectiv din partea echipelor de intervenție pe partea de incendiu. Altfel nu aveau ce căuta. Asta a fost un aspect care am insistat la el. Și da, al doilea aspect, am grăbit și am cerut cât mai repede să fie introduși roboții. Sosiseră la fața locului și am cerut cât mai repede pentru că vedeam aproape de cisternă, aproape de zonă de incendiu, erau pompieri culcați conform procedură lor și care răceau de la ceva distanță. Dar oricum această distanță era destul de aproape. Și atunci introducerea roboților a permis, cu minute bune înainte de explozie, ca o parte din acești pompieri să fie retrași din apropierea imediată. Deci asta a fost, cred, două situații care impactul lor a fost unul, bănuiesc, important. A doua explozie este cea în care victime au căzut, oamenii dumneavoastră, plus doi polițiști, doi jandarmi. Da, cu leziuni ușoare. Aceasta a fost explozia care a produs victimele. A treia explozie care a fost? A mai fost una mai mică. Am văzut noi una mai mică care a fost în spatele zonei. N-a fost vizibilă, a fost în spatele zonei, dar fără flacără în sensul în care... Oamenii sunt supărați, oamenii sunt îngrijorați și am văzut inclusiv informații care vin din partea unor angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență care spun că pompierii s-au dus acolo la moarte sigură. Prima întrebare
pe care nu știu dacă ați primit-o, dar e important să ne opunem. Dacă pompierii n-ar fi făcut nimic, s-ar fi retras și ei dincolo de o rază de siguranță, ce s-ar fi putut întâmpla? Dacă nu se facea nimic și se lăsa așa, se putea să explodeze mai multe cisterne și să fie situația mult mai serioasă. Asta este ce spun și colegii pompieri. Deci pompierul, nu pot să spui că am aruncat pompierul în foc. Pompierul, din păcate, are mai multe datorii, dar una din datoriile asta, una din competențele lui este focul, care trebuie să se lupte împotriva lui. Asta e meseria, din păcate, și asta e riscul. Și când merge acolo, sunt riscuri calculate, asumate, și uneori aceste riscuri pot să însemne ce s-a întâmplat acum. Când ajungi ca pompier și vezi situația, aici nu pot să mă pun eu în locul comandantului primul sosit acolo, pentru că cel care a stabilit primul dispozitiv este primul sosit la fața locului din Inspectoratul pentru Situații de Urgență din zona respectivă. Și el, văzând situația, analizând situația, a decis anumite chestii. După care asta se poate regla, dar în final, dacă știa cineva că va fi această explozie, cu siguranță a evacuat toți pompierii de acolo cu 3-4 minute înainte și spunea mergeți departe că va fi o explozie. Aceste lucruri sunt imprevizibile. Pompierii au anual situații în care răcesc cisterne, intervin pentru a preveni extinderea unui incendiu. Acolo n-au fost numai cisternele, acolo au fost și 8 case care erau afectate, după care de la explozie au mai apărut încă 11 case care au avut efecte, geamuri, etc., care s-au spart. Dar 8 case oricum sunt cam distruse. Ei încercau să prevină extinderea la casele respective. Au evacuat zona, au evacuat oamenii. Deci, din punctul meu de vedere, a veni acum și a spune la pompieri nu trebuia să fiți acolo, că știați că o să apară o explozie. Nimeni nu știa, ei știau că există posibilitatea unei explozii, există posibilitatea unor agravări și ei încercau să le reducă. Introducând roboții care văd că și pe asta acum unii atacă, că de ce le folosim sau că care este motivul. Roboții reproșul, am înțeles, este că au o rază de acțiune prea mică. Nu e adevărat. Doar 300 de metri. Nu, stați un pic, 300 de metri este raza de acțiune între omul care are tabletă și robotul. Deci asta sunt 300 de metri totuși. Atunci robotul adică robotul poate să meargă, dar cel care are tabletă, distanța între el și robot, dacă îl permite spațiul și dacă poate vedea de la o distanță, se adaugă poate la distanța dintre robot și obiectiv, exact. Distanța deci, de robotul 300 cu obiectiv, metri. Poate robotul să fie lipit de obiectiv. Asta e alta treabă. Și acolo roboții au fost foarte aproape de cisternă. Deci cine zice că robotul nu poate acționa decât de la 300 de metri, înseamnă că vorbește efectiv de necunoștință de cauză. Există un dosar DNA, DNA a deschis un dosar inclusiv pentru ISU Dâmbovița, sub suspiciunea că pe baza unei prezumtive luări de mită nu s-ar fi făcut controlele, nu ar fi fost făcute verificările la acest punct de lucru. Le găsiți vreo vină celor de la ISU Dâmbovița? DNA-ul, dacă deschide, normal că e îndreptățit. Are suspiciuni. Are suspiciuni. O să verifice. Eu ce văd este că totuși ISU, cel puțin pe linia noastră, ISU la sesizare s-a deplasat, a retras autorizația, a anulat-o, a înștiințat instituțiile implicate, trebuie verificat activitățile care s-au făcut după, dacă cad în competența inspectoratului. Eu din ce știu că ceva s-a modificat acolo, n-au mai avut schid de livrat combustibil la mașini, de vândut combustibil la mașini și mai degrabă făceau activități de altă natură care nu mai cad în competența inspectoratului, dar asta urmează să fie, bineînțeles, verificat acest lucru și văzut. Așa că, cel puțin pe linia inspectoratului pentru situații de urgență, faptul că au luat măsura, au retras, au dat și amendă de 40.000, am mai dat înainte o amendă de 10.000, deci în total 50.000 de lei, înseamnă că au aplicat amenzile cele mai mari care puteau să le aplice, din ce știu eu, nu știu dacă mai puteau să urce mai sus, dar au luat măsuri care sunt foarte clare pentru a impune firmei să închidă. Firma vine și spune am închis. Și anunță. Și vine și de la Registrul Comerțului o înștiințare că s-a închis. Și asta înseamnă că au închis. Și ISU a anunțat primăria și toată lumea că au închis. Acum, la localitatea respectivă, cei care văd în toată ziua ce se întâmplă acolo, clar că nu este inspectoratul. Inspectoratul nu face zilnic verificări în același loc.
Și plus nu face decât verificări unde are competență să facă verificări. Așa că ce s-a întâmplat? Din momentul în care au fost înștiințate mai multe autorități, și aici nu arătăm cu degetul pe nimeni, asta o să vadă cei care anchetează. În momentul în care tu ai arătat către instituțiile competente și care trebuie să verifice și să fie sigure că acest lucru pe raza lor nu mai activează și l-ai înștiințat pe toate cu adrese oficiale. Vedeți că am făcut asta, vedeți că nu mai funcționează. Eu, din punctul meu de vedere, cel puțin acțiunea la prima vedere al inspectoratului Dâmbovița a fost una corectă. Acum, dacă sunt alte întrebări, alte suspiciuni, asta este treaba celor care investighează să vadă, să probeze, să vadă care a fost situația. Puțin timp mai avem la dispoziție și vă rog să ne spuneți, dintre cei 32 de internați în spitalele din România, câți sunt grav și foarte grav, dacă e posibil ca unii dintre ei să mai fie transportați în străinătate. Deci, astăzi am avut o discuție cu colegul, cu secretarul de stat de la Sănătate, să vedem dacă mai avem cineva de transportat și mi s-a zis foarte clar că din discuția lor cu spitalele, nu mai sunt solicitări. Noi astăzi am închis solicitarea de urgență la Protecția Civilă Europeană, am anunțat acest lucru, deci solicitarea noastră este finalizată. Ce înseamnă că în 24 de ore, de la explozie, de la prima și a doua, noi am reușit să ducem ce ni s-a solicitat să-l ducem în 4 țări, deci în Germania, Italia, Belgia și Norvegia, da? Și din momentul în care toate aceste lucruri oricum erau discutate permanent cu premierul, cu domnul ministru, noi am avut întâlniri la Ministerul de Interne, unde a venit premierul și s-a discutat, și toate aceste lucruri s-au făcut monitorizate la nivelul respectiv, cu informarea, bineînțeles, al președintelui, noi clar am avut sarcina să facem acest lucru cât mai repede. Mecanismul de protecție civilă europeană s-a schimbat, ce nu era posibil la colectiv, chiar dacă nu putem compara situația, acum era posibil. Deci s-au schimbat mecanisme care tocmai România a jucat un rol în abordarea diferită și în a introduce anumite chestii. Și aici s-a pus pe mecanism, imediat am primit locuri, nu s-au mai solicitat documente cum s-a solicitat la colectiv, dați-ne asigurarea, dați-ne aia și care a durat, și aici s-a spus, dacă garantați că se plătește către spitale, chiar unii nici măcar n-au menționat asta. Au zis, astea sunt locurile. Deci putem să primim. Spitalul Militar de la Bruxelles a fost o discuție bilaterală. Deci l-am sunat pe directorul spitalului, chiar era târziu, și l-am spus și ne-a dat în noaptea respectivă, adică în noaptea de sâmbătă spre duminică, ne-a dat cele două locuri. Și dimineața la ora 4 deja se pleca cu primii doi. Deci asta a fost modul în care s-a luat. Ultima întrebare, Raed de Rafat. Și s-au dus afară pacienții care erau grav, majoritatea, mulți dintre ei chiar întubați, adică au fost dus și neîntubați, dar care au suprafață sau au leziuni care necesită îngrijiri poate mai specifice. Am decongestionat din spitalele noastre, din locurile care erau supraaglomerate, dar am dus pacienți în mare parte grav, cei doi pompieri, cei care s-au dus la Milano, dintre cei care s-au dus în Germania bolnavi, întubați, ventilați, în stare critică. Ați fost foarte implicat în ce s-a întâmplat la colectiv. Între tragedia colectiv și ce s-a întâmplat la Crevedia, ce România, nu se pot compara. Nu se pot Sunt compara. Sunt două chestii total diferite. Dar între timp am obținut 6 locuri pentru mari arși în România. Nu așa se Cum pune e? Problema. Se pune problema că erau 6 libere. Celelalte Doar din 6. 30, înțeleg, erau ocupate. Doar 6 libere, dar să știți că asta se întâmplă și nu apăr ideea că nu avem mai multe paturi de terapie intensivă, de arși, de mari arși. Asta e o chestie care se discută mult de ea și trebuie să apară spitalele sau secțiile mari, de mari arși suplimentare. Să avem încă câteva zeci de paturi în plus. Lucru care înțeleg că este în curs de rezolvare și să vedem când le vom vedea în realitate. Trebuie să avem mai multe? Decât 30%. Și care să fie în condiții foarte avansate de lucru. Și și afară, asta insist să spun acest lucru, și afară, țările europene, între ele, există mecanisme de transfer. De exemplu, țările nordice, după colectiv, și am fost invitat și am avut o discuție cu ei atunci, cu colegii, ne-au pus mai multe întrebări, s-au întâlnit între ele și au stabilit un mecanism internordic, între țările nordice, pentru mișcarea arșilor.
și că să se miște cât mai repede. Deci între ele transferă pacienți arși, dacă una n-are loc, cealaltă are loc. De exemplu, Belgia cu Olanda, cu Germania, cu Franța, există mișcare transfrontalieră între ele pentru transfer de arși. Deci acest lucru este normal între țări pentru situațiile pentru că în care de ai nenorociri, un număr mai mare. Ar trebui să se întâmple rar și atunci numărul de locuri necesar nu este... Este limitat. Noi insistăm că numărul trebuie crescut la nivel european, nu numai spuneți la nivel că ar trebui să avem mai mult de 30. Faptul că nu avem mai mult de 30, cine e de vină pentru el? Cine e de nu stabilesc eu vină. Eu știu că sunt proiecte pentru creșterea numărului paturilor de arși de mai mult timp și că tot s-au amânat. Acum cu PNRR-ul se spune și cu Banca Mondială, cu Banca Europeană de Investiții că se vor rezolva, că sunt în curs de rezolvare. Eu sper să le vedem și să vedem că, într-adevăr, începem să avem paturi suplimentare de mari arși. Atenție, nu vorbim de chirurgie plastică. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, studioul Digi24, despre starea...